chiamada a șutimimi, ca să știu aici cu voi când e spectacolul istantoi. Auziți-mi că e frumușel la teatru istalizat, dar nu ne-am închipuit de fel că e așa din neuitat, dar îmi place. Și de ce e? Și de ce e? Eu vă rog să mă lăsați ca să tâlcuiesc prin vorbii nevoastră aici, alunați, și celor de acasă, de lângă sobe. Și ziceți, februarie, carnavalul și mascatul. Nu, nu, și-am venit cu un chic de teatru. O parodie, dar răbde scurtă și iute, că trebuie să vină doar în câteva minute. Oh, l-am întâlnit, domne. E un gentleman, așez dorul, că mi-a zis, poftiți cu coana, cu umorul. Da, așa cu delicatețe și gentileță, mi-a acordat președință, ca la mașină, așa. Vai, dar eu cum să pierd asemenea ocazie, răbde că l-am auzit. Am lepădat costumul popular și mi-am pus altistraie cu un stil tot secular. Un stil care până mai ieri era modă doar la boier. Cacu, sară, pardon, să mă scuzați, ia că toți suntem boieri, luxați. Dar hai, repede jos să mă prezint. Mă prezint cu o întrebare. Întrebare trebătoare. Să știți voi alaiu, anturajul, și răspundeți doar dacă vreți, și și personajul și în față voi aveți. Și să știu ajutătoare, eu mai am o întrebare. Să răspundeți ghenei cu rost, cu mulți ani înainte oare, în provincii, și ne fost? Chirița de așa bre, îți chirița în persoană. Mărășă, dă mare cu coană. Cândva, poporul ne-a făcut și un cântec, de mai știți. Vreți să-l reamintiți? Eventual să-și cântați. Ia să vă zic. Pio mare înspumat, un vapor naviga, coana chirița spăriet, pe punte stătea și străga, ga, ga, ga. Oprește naiv vaporiu, oprește bre când îți pui un val îmi smulge șoșonul și altul mă trage la fu-fu-fu-fun. Vai, vai, vai și dureri, vai, dar m-ați emoționat așa de tare că unii dintre dumneavoastră chiar îl știe. Și să mai, cu siguranță, toți mă știți. Chirița în provinț. Așa eram eu. Chirița odată când nu eram o emigrantă. Ca cubre, acum greu sal ceva. Îs chirița în diaspora. Bravo! Ce să mai? Cu toate să știm că diaspora asta e așa ca o călătorie. Unde pătimești 100 de șotrii și 1000. Păi să vă spui, ca pe când ați plecat voi și-am primit primele rânduri, așa, ca un mușuroi, s-a făcut sanele gânduri. Și un plan am buchisit. Cum să emigrez și eu? Ca acasă am mușezât, tăind frunzele la crânzău. Emigrez, dar unde? Îi greu, vă spun? În și țară, pe și drum. Când mă vremea și în Germania, nu prea mă îndrăgeam. Ai, eu după Italia trăjăm. În franțuzești doar știam, nu că o dăneam prin băț. Furcuris, eu, mosul, mă descurcam. Dar eu, italienești trebuie să învăț. Halal de șe, care au glagore și minte și o învață dinainte. Dar ne-am luat un dicționer. Din provincii mergem. Eu nici așa eu mi-l puneam și învățam până pocneam. După o lună de studiat, am știut și îmi doresc. Hotărât, vreau să fug din alia, o sat Italia, să o
curățesc. Și și-a zis, am și făcut. Planul ni l-am aplicat. Deși m-am cam sacrificat. Nu tu carne, nu tu unt și nici fric eu n-am mâncat. Ne-am pus tot deoparte, tot gologanul, ca să eu n-avea la planul. Ați mai fost când avea la planul? Nu? Ai, e o căruță mare, mai, cu arici și fără cai. Când tinezi acolo, zboară, zici că ai un sânt. Covârșitor, unii, nu eu. Știți, felul meu este să am șerembelul sus în nori. Însă chiar că nu știam că e mai dificil să zbor. Deci știam cum e să zbor, renunțam. Mâncam carne, mâncam fric și venem cu delegența. Atrasând. Dar eu nu. Eu am luat la fel o planul cheltuită în vara-i bani. Că deloc nu ne-a plăcut. Și de-a nești ne-a mai făcut. Păi să vă spun, era una dusă cu capul și șunea chiar în pridvor și ne explica muțoaște cum să sări din avion. Dar tu te vrei, dar tu te vrei tu să te arunci, vrei să crăchi amene și unși? Se moltan, toate ne scoate un țârnal, un știuc, chiar mititel, ești la umeri. Și după poate a frânat și fie și el. Și ne arăta cu oi bulboi bun, dar cum s-o faci și voi. Mademoiselle, hăi, dacă ta suflă unde vrei până când vrei, sigur, nu te invidiez, dar eu cu căruța mâncat tot cu ea târziez. Dar și asta, dar și stâns sănează, cum te urci, te instructează. Credem că sunt specialiști la navigaj. Nu experți la naufraj. Și apoi naufrajez. Dar ies ce acum avem. Deci ca piște pături și fășel cu bonda și poi bambiliș cu lejer cu lupul urii. Au, dar ia scheița, nu scufița. După aceea era unul, zic eu, șeful căruțar, ca cuna, din totdeauna s-a numit tot capitan. Și ala, în vârghea din bordișele direct pălării mele. Chiar din față, de la parbriz, se screme, silence, please! Oh, dar și măi băi, căruța asta, stai că-ți arăt eu, chiriza asta. Dar nu a fost cazul, nu a fost cazul că a trecut pe românești, cu o moșie sexuală. Parametrii sunt ok. Minus 70 de grade afară. Oh. Altitudine 2000 de metri. Hei, dar ești nebun de la Socola. Asta e sigur? Clar? Să știi. Misterista mă va duce într-o altă galaxie. Început să mă îndoiesc că eu în Italia ajung. Mașini vedem brăzând nesiguri cu boi extraterești la plug. Și un ibovnic micuț urecheat vermuz albastru, promovând braț la braț comiata turismo balastru. Nu, dar nici n-aș fi conceput, tradiții să nu și avut, oricum ar și sunat, plugușor extraterat. Un chicuț ne-a mai revenit, după și o cafea eu am sorghit, fiindcă tot acolo și-am căruță, îți servești o cafeluță, dar și mi credeți, răcuțul de mine și de mine, nici nu mai aveau perechi, boie de trei culori până la urechi, mlădioase, elegante, țopăiau trei parapante. Eu, temută, pământii și șudem pe două locuri, șele și într-un mas și transparente și cu talge și pe topuri. Erau și câste vardeze. Când le-aș fi trimis, vă jur, direct cu el paeze. Dar le-am zis atât. Bonjour! Le-am făcut ca să înțeleagă că chirița chiar vorghește linghele de lumea întreagă. Franțuzești, germănești, ați văzut și chirițăști, dăghini la extraterestri. A? Cum? Și zici matare? A, nu, aici parlo ghinișor talenească asta lor. Hai că acum vă fac vedere. Gazdelor, le fac sapere, elegant și delicat, le voi vorghi ortopedic, nu, ortoepic. Io chirița mi chiamă.
Vi sembra un nome strano, ma sono un personaggio comico e non malvagio. Alexandri adorato ha scritto Chirizia per teatro. Vi dico con allegria a voi, miei cari amici, che solo in Romania sono Chirizia Provinci.